Doamnelor și domnilor, dragi frați și surori, bine ne-am regăsit din nou în loc unde e mai stabilit să avem o adunare sfântă în care să-L lăudăm pe Dumnezeu. Am stat și m-am gândit ce subiect să aduc la cunoștința dumneavoastră și m-am inspirat dintr-o idee. Cineva a spus că Avon nu este un poligon de tragere în care cel care predică trebuie să tragă săgeți asupra fraților și surorilor din biserică. Și am zis, hai să-l folosesc eu ca poligon de tragere, dar să trag cu săgețile dragostei. Suntem în preajma unei sărbători. Știți că mâine este o sărbătoare. Copiii știu. Se numește sărbătoarea asta, sărbătoarea îndrăgostiților, se învară în Haristei. Este o sărbătoare păgână, catolică, adusă, cred că, prin secolul al V-lea la cunoștința oamenilor de Papa Gelasius I. Este o sărbătoare forțată, este o sărbătoare adusă de mass media, o sărbătoare pentru spirit de turmă, ca fiecare să consume, ca fiecare să se simtă iubit și să arată că iubește. Și am zis că dacă mâine este sărbătoarea asta a îndrăgostiților și zeul ăsta, Cupidon, avea un arc și trăgea cu săgeți, zic că dacă eu de aici, de la Avon, să trag și eu cu niște săgeți. Poate ne reîndrăgostim și noi de cel care ne-a creat. Și aș vrea să pun versetul din Evrei 10:24, care spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndreptăm la dragoste și la fapte bune. Și mesajul meu de ziua de astăzi se numește reîndrăgostește-te sau îndrăgostește-te de Dumnezeu. Știți dumneavoastră că doi oameni când sunt îndrăgostiți îi trădează ceva. Nu pot să ascundă. Sunt niște semne pe care niște oameni îndrăgostiți, sunt niște indicii care îi dau de vor. Ei nu pot să rămână sub tăcere când doi indivizi, mă refer, bărbat și femeie, sunt îndrăgostiți. Acum întrebarea se pune, suntem noi îndrăgostiți? Dacă îl întreb pe fratele Andrei pe lângă mine, cel că este îndrăgostit de sora Natasha, el are și așa o voce puternică, numai să șoptească, să cutremure sala. E îndrăgostit de sora Natasha. Dacă mă întrebați pe mine dacă sunt îndrăgostit de Carmen, vă spun că sunt îndrăgostit. Dar adevărul este că în perioada vieții sunt momente în care rutina își înfinge coții în viețile noastre. Și devine normal. Mă iubesc, mă iubește. Ce efortul să mai depun eu să mă reîndrăgostesc de ea, că mă iubesc. Și în relația noastră cu Dumnezeu se poate întâmpla tot la fel. Venim la biserică, citim poezii, facem studii biblice, ne rugăm, vorbim de Bible. Eu știu ce mai putem face noi ca să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu și să poate să nu fim îndrăgostiți de Dumnezeu. Eu zic că se poate, nu spun că toți de aici nu sunt îndrăgostiți de Dumnezeu. Dar am un mesaj special pentru cei care nu sunt îndrăgostiți. Cei care sunt îndrăgostiți îl vor primi cu inimile deschise, nu se vor plictisi, nu vor ieși afară, nu vor căsca, pentru că este un mesaj pe care ei îl iubesc. Deci, doi oameni îndrăgostiți, unul poate fi dat de gol din câteva indicii clare. Numărul 1. Un îndrăgostit are privirea concentrată, fixată asupra obiectului adorației. Deci eu, dacă iubesc pe Carmen, sau dacă iubesc pe Dumnezeu, privirea mea este focalizată asupra obiectului adorației mele. Da, sunt copii în jurul meu, iubesc și pe ei. Sunt oameni în jurul meu, este muncă, sunt necazuri, sunt probleme. Dar când ești îndrăgostit, privirea ta îți rămâne concentrată, focalizată asupra celui pe care îl iubești. În relația noastră cu Dumnezeu, dacă ești îndrăgostit de Dumnezeu și poate spui, eu sunt îndrăgostit, ce mai vorbește aici? Palamărților acolo.
Dacă ești îndrăgostit de Dumnezeu, ai privirea ațintită înspre Dumnezeu în fiecare moment al vieții tale? Și acest mesaj este și pentru mine. Căci se vede o răceală, mă refer în viața mea, și câteodată stau și mă întreb dacă eu mai sunt îndrăgostit de Dumnezeu sau nu. Faptul că frații m-au nominalizat să predic aici, aceasta nu înseamnă că eu, înaintea lui Dumnezeu, sunt ok. În fiecare zi avem nevoie ca să fim îndrăgostiți de Dumnezeu. Această sărbătoare, Valentine's Day, este o dată pe an. Și este forțat. Îți spune, oamenii care au dus această sărbătoare, îți spune când să iubești. Dumnezeu nu ne forțează, nu ne spune când să iubim, dar ne spune să iubim. Și după ce iubești, tu îți vei da seama că această sărbătoare a îndrăgostiților, tu și Dumnezeu, trebuie să aibă loc în fiecare zi. Nu o dată pe săptămână, nu o dată la jumătate de an, ci în fiecare zi. Un alt semn al doi oameni când sunt îndrăgostiți este că cine este îndrăgostit vorbește mereu despre persoana iubită, cu oricine s-a întâlnit. Și dacă se întâlnește cu altcineva și probabil omul acela este mai bun de bună și el, omul acela care este îndrăgostit, duce orașul discuțiilor întotdeauna înspre persoana îndrăgostită. Ați simțit asta în tinerețea de voastră? Nu mai spun acum. Acum noi nu prea mai vorbim despre soțiile noastre. Pentru că suntem deja îndrăgostiți, nu avem nevoie să mai vorbim, dar avem nevoie de o reîmprăspătare a dragostei și să vorbim cum vorbeam în tinerețe, când am cunoscut-o pe Carmen, când mă întâlneam cu unul, ea nu știe. Discuția o ducea imediat despre ea. Numai ea era pe buzele mele. A simțit asta, nu? Tinerii ăștia cred că simt și ei, am spus la părinți. Dar să știți că și în relația cu Dumnezeu, cine iubește pe Dumnezeu, vorbește cu plăcere despre El. Și nu-și găsește plăcere acolo unde oamenii vorbesc urât despre Cel pe care îl iubește. Cine nu iubește pe Dumnezeu, ci doar spune că iubește, se plictisește când vine vorba despre Dumnezeu. Să duce și face un ceai, o cafea, ieză pe polul, mă refer în biserică. Când este pe afară, vorbește numai despre bani, numai despre mașini, numai despre politica lumii. Când nu interesează, el nu are inima lipită de Dumnezeu. Un asemenea om are inima lipită de ceea despre care vorbește. Puneți întrebarea, despre ce vorbești mai mult? Vorbești despre Cel pe care îl iubești. Poate unui îi place pictura, poate unui îi place șoferia, poate unui îi place informatica. Mie îmi place fotbalul. Dacă vorbesc în fiecare zi despre fotbal și toate discuțiile mele le mut despre fotbal, eu arăt că iubesc. Obiectul adorației mele este fotbal. Cel care iubește, care este îndrăgostit, nu este obosit să vorbească despre persoana iubită. Ați văzut odată cum îndrăgostit să spună, bă, ce obosită să mai vorbesc despre iubirea mea. Dar de unde? Te uimești de unde? Are atâta putere omul ăsta care, eu am avut un prieten, ăla nu scotea vorbe o vorbă la crizele. Dar când era îndrăgostit, nu-i mai putea pune frâul la gură. În continuu vorbea despre persoana îndrăgostită. Dragi frați și surori, Doamnelor și Domnilor, și noi suntem chemați, cred, să vorbim despre Cel pe care îl iubim. Să vorbim oamenilor, să ducem discuția în așa fel încât să arătăm că îl iubim pe Dumnezeu dacă suntem îndrăgostiți. Iar cei care nu suntem îndrăgostiți, să ne îndrăgostim de El. Apoi, cine este îndrăgostit, acela se grăbește să meargă acolo unde se va întâlni cu Cel iubit. Ori cu cineva care amintește despre persoana iubită. Dacă sunteți îndrăgostiți, veți merge imediat să vă întâlniți cu Cel pe care îl iubiți. Sau să vă întâlniți cu cineva care vorbește despre Cel pe care îl iubește. Nu vei simți o povară
să vii acolo unde persoana iubită se spune că este. Nu vei fi adormit, nu vei fi, cum să spun eu, plictisit, nu va fi rutină să te bucuri că te întâlnești cu cel pe care îl iubești. Apoi cine este îndrăgostit? Cel care este îndrăgostit nu-i poate ieși din cap gândul la cel iubit. Când este singur, când este în mașină, când este în piață, când dă cu aspiratorul, unde este gândul? La cel iubit. Dar cu o condiție, numai să fie îndrăgostit. Dacă nu ești îndrăgostit. Să nu credeți că este același lucru să spui că îl iubești pe cineva și să spui că ești îndrăgostit. Este altceva. Este în Biblie un pasaj unde spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Suntem căpnicei în dragoste, poate și în familie, și trebuie să avem o dragoste fierbinte, să ne reîndrăgostim și de soțiile noastre, să ne reîndrăgostim de Domnul Iisus Hristos. Apoi, cine este îndrăgostit, îi dă atenție ființei iubite, amintindu-și tot ce rostește ea, tot ce rostește el, cuvintele lui devin pentru el un tezaur prețios. Dar țin minte cei care plecau în armată și au făcut armata și erau îndrăgostiți, luau cu ei poza. Dar mai ales scrisorile și-o ținea pozul sub pernă și-o citea și-o recitea și-o recitea. Frumos, nu? Pentru că erau îndrăgostiți. Acum pe Bibliile noastre se pune praful. Bibliile noastre sunt scoase pe telefon. Nu avem pe telefon ce să-mi iau Biblia cu mine la... Dar pe telefon ai mai mulți iubiți, mă scuzați, ai mai multe obiecte de adorare, nu doar Biblia. Apare Facebook-ul, apare Viber, opa, când să citești ceva, să zici să ne apropiem cu o inimă curată, parcă îți apare mesaj că ceva de pe adverți, ți-au dat un e-mail, îți acceptă ce ai propus tu la vânzare. Și opa, nu trebuie, are alt obiect de adorație. Nu spun de acum să stai în apucat cu Biblia și ca evrei la dar să adori Cuvântul lui Dumnezeu. Gândește-te la cei care au făcut război. Andrei, că tu ai fost în armată? Ești lângă mine, pentru că eu nu ți-am fost în armată. Frate Iurie, Mircea a fost în armată. Mircea, când erai îndrăgostit și erai în armată, o scrisoare de la ceapă de care erai îndrăgostită sau ceva, era de prețuit pentru tine? Era atunci în locul, dar nu era în... Nu aveam dragostea aia adevărat. Aha. Și am stat la liniștit. Ai stat la liniștit. Da. Așteptat. Dar era în căutare. Cum? Nu era. Vrea să se îndrăgostească. Nu? Nu îmi spunea, băi, nu vreau să mă îndrăgostesc. Era, vrea să te îndrăgostești, așa. S-au făcut niște cercetări la Universitate din California și au studiat efectele fizice ale implicării într-o relație și au descoperit, fiți atenți, că pulsul și respirația celor doi care sunt îndrăgostiți se potrivesc după o perioadă în care ei au stat unul lângă celălalt. Ce se înseamnă asta? Înseamnă că inimile îndrăgostiților bat în același ritm. Bat ca una singură. Interesant, nu? Oamenii de știință, nu teologi. Deci oamenii de știință spun că dacă X și cu Y se iubesc și ei și cercetezi impulsurile lor, vei vedea că inima lor bate ca una singură. Nu sunt două, nu unul merge așa, unul merge așa. Interesant. Noi știam asta din Biblie, nu? Noi știam asta din Biblie. Că cel care îl primește pe Iisus devine una cu El. Privirea Domnului Iisus devine privirea ta. Vorbirea lui Iisus, vorbirea ta. Mâinile lui Iisus devin mâinile noastre. Mâinile noastre devin mâinile lui Iisus. Devenim una cu El. Apoi, dragostea adevărată, cel care este îndrăgostit, este dispus, vă spun, să moară pentru cea pe care o iubește. Sau pentru cel pe care o iubește. Este dispus să-și dea viața. Este dispus la sacrificiu. Dar numai cel care este îndrăgostit. Cel care nu este îndrăgostit,
adică da, până la moarte, până la moarte. Știți dumneavoastră ceremonia, nu? Până când vrei să slujești, să fii cu doamna Cristina, până când moartea ne va despărți. Și moartea despărte după două luni. Ea se întâlnește cu unul și ea cu altul. Nu! Deci, cel care este îndrăgostit, este dispus să facă sacrificiu. Obiectul, spunea cineva, că a fi îndrăgostit înseamnă a alege mai degrabă să suferim noi înșine, decât să lăsăm ca obiectul afecțiunii noastre să sufere în schimb. Repet. A fi îndrăgostit de cineva înseamnă a alege mai degrabă să suferim noi înșine, cei care suntem îndrăgostiți, decât să lăsăm ca cea de care m-am îndrăgostit sau cel de care m-am îndrăgostit, să sufere în schimb. Iisus Hristos a suferit pentru noi. Harul Lui este gratis, dar nu este ieftin. A suferit păcatele tuturor oamenilor care s-au născut, se nasc și se vor naște pe pământul ăsta. Și pe Iisus l-a părut fiecare păcat al umanității. Acum, dacă eu sunt îndrăgostit de El, conform definiției pe care am spus pe cel îndrăgostit, va face orice ca să nu facă pe cel de care sunt îndrăgostit să sufere, noi, dacă îl iubim pe Iisus, vom face orice ca să nu facem să sufere. Ce face cel mai mult pe Iisus să sufere? Păcatul nostru. Păcatul face pe Iisus să sufere, de aia el a zdrobit pentru fără de legile noastre, pentru păcatele noastre. Și noi de fiecare dată când păcătuim și spunem că suntem îndrăgostiți de Iisus, noi facem ca obiectul afecțiunii noastre să sufere și suntem niște mincinoși. Când eram copil, am crescut într-un loc lângă orașul meu, ne-am simulat de multe, sub pădure, se spunea, oamenii de sub pădure. Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Și stând acolo, locuind acolo sub pădure, locul preferat de joacă, unde credeți că era? Pădurea. Și mergând acolo în pădure, ne jucam. Bani, să fie gornete, ce ne jucam noi băieți. Dar când am crescut mai mare așa, am început să ne facem frați de cruci. Știți dumneavoastră că făceați frați de cruci? Surori de cruce n-am auzit, dar frați de cruce, băieții știu. Ne tăiam noi cu ceva aici, ne buceau leam de sânge, iubeam și frați de cruce acum. Și apoi mergeam în pădure, acolo, și gravam inițialele numelui ăla cu care făceam noi frați de cruce, pe care îl iubeam. De exemplu, Cătălin, să vă dau unii din blocul meu, Cătălin, Gali, Costel, cum îi chem, ok? Spuneam, Ciprian îl iubește pe Cătălin. Și scriam acolo, gravam inițialele mele de tulpina unui copac. Erau brați, tădeau la o parte cu așa, și iau acolo, ce apucam cu ochi, iată, nu aveam puțin bolul, nu. Puteam și de mușurul de niță. Și cred că și dumneavoastră s-a făcut. Poate ați făcut chiar la o fată. Andrei, iubește pe Natasha cu un copac, nu-i văzut? Sunt oameni care au făcut lucrurile astea, eu am făcut când eram copil. Și dacă mergeți în pădure acolo, poate pe unde ați făcut, poate chiar dacă copacul ăla nu-i tăiat, să știți că inițiale dumneavoastră mai pot să mai fie pe copacul ăla. Cu mult timp în urmă, Dumnezeu a gravat și El mesajul Său de iubire, tot pe tulpina unui copac, tot pe o bucată de lemn, pe dealul Golgota. Și acolo a spus El, Ciprian, te iubesc. Valentin, te iubesc. Valentin, nu-i aluat. Nu știu niște nu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu cum spun de ești. Că Dumnezeu a creat lumea asta și dacă a creat-o, a lăsat-o să se guverneze singură, că lui nu-i mai pasă de ea. Ci a arătat că ne iubește coborând El în lumea asta. Îmi place de Filipia Sei, un scriitor foarte, eu chiar îl recomand, nu este adventist, dar este chiar mai bine decât adventist. Este citit de toți adventiștii.
Și Filip i-a zis, spune așa, nu înțelegeam cum Iisus să vină din cer să meargă pentru mine. Stăteam într-o seară și mă uitam așa în fața acvariului. Și deodată ce-mi vine în cap? Văd cum plec și ăștia, cât mă apropii de ei, sunt pe mine. Faceți dumneavoastră experiența, vă duceți în acvariu, încerci să te apropii pește, 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 pește. Și el a spus așa, o, totul la fel, stau micule și cu Dumnezeu. Știu ce am să fac, o să-ți fie libera să iei mintea lui. Am să mă fac pește, am să intru acolo în acvariu, am să trăiesc cu ei, am să fiu ca ei, am să mă mănâncă ei, am să locuiesc cu locuiesc ei. Ca să pot să le vorbesc, să nu le mai fie frică de mine. Pentru că sentimentul fricii de la intrarea în locat, și frica în om. Și la om este frică de Dumnezeu. Și mai este și vorba aia, nu ți-e frică de Dumnezeu, mă. Adică, dar aia, cum spunem noi, la aia care nu vine, nu ți-e frică de Dumnezeu. Omul nu trebuie să fie frică de Dumnezeu. Omul trebuie să-L iubească pe Dumnezeu. Și sentimentul fricii trebuie să fie un sentiment de respect, de onorare pentru Dumnezeu. Și Scriitorul ăsta, Filipia, se spune, așa totuși și Dumnezeu. Cum eu acolo, în fața acvariului, m-am gândit că ca peștii ăștia să mă înțeleagă că eu nu le iau rău și că vreau să-i mângâi, să-i hrănesc. M-am făcut pește în imaginația mea și am umflat, am umflit dintre ei. Așa a făcut și Domnul Iisus Hristos. A venit aici pe pământ, s-a făcut ca unul, ca și noi, a locuit pe pământ, dar fără de păcat, ci s-a lăsat omul. De ce? Pentru care a venit să-i salveze. Și acum, dacă noi suntem îndrăgostiți, cei care nu sunt îndrăgostiți de Dumnezeu, au niște motive să se îndrăgostească de Dumnezeu. Primul motiv pentru care eu le-aș sugera cuiva să se îndrăgostească de Dumnezeu este că Dumnezeu are grijă de noi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să n-aibă grijă de noi. Și voi citi Isaia 43, o să pun că sunt mulți care nu au citit de la biserică. Isaia 43, poate bateria la telefon s-a pus pauză. Isaia 43:4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dar oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Dumnezeu are grijă de tine prețuindu-te. Nu te prețuiește cum te prețuiește omul, am mai spus-o asta. Omul îți dă o valoare relativă. Cât ești tânăr, ești bun. Cât ești tânăr, te ia la construcții. Cât ești tânăr, te ia la pus de faianță, te ia la dărâma de ea. Ați avea pe care ai trecut de 45-50 de ani. Nu te mai vine la muncă. Caut pe cineva la muncă, mi-a zis unul. Zic, bă, nu cunosc pe cineva, are 50 de ani. A, nu trebuie. N-are valoare. N-are valoare. Îi întrebe cineva care să aibă valoare. Ăsta e omul, îți dă o valoare relativă. Cât ești bun, cât ai forță, cât ești sănătos, ai o tine valoare. Cât ești bolnav, gata, s-o termina cu tine. Nu mai e valoare. Dar Dumnezeu zice, pentru că ai preț în ochii mei, ai valoare, o valoare absolută care nu se schimbă, pentru că tu ești venit din mâna mea și valoarea ta nu se schimbă. De aceea te iubesc. Și dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și nu numai că dau oameni și popoare pentru viața ta, ci mă dau de mine însumi, în Fiul meu, Iisus Hristos, pentru tine. Eu am grijă de tine. Și în Ieremia 31:3 zice așa, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. De când te iubește Dumnezeu pe tine? Și de când mă iubește Dumnezeu pe mine? Vei spune că din momentul în care te-o crea, din momentul în care gândul lui Dumnezeu i-a venit ideea să te creeze, Dumnezeu nu poate decât să te iubească. Chiar te iubește cu o iubire veșnică. Dacă vei alege să nu iubești, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește cu iubire veșnică. La sfârșitul timpului, focul care va vedea din cer peste cei care nu iubesc pe Dumnezeu, va fi durerea cea mai mare, nu acolo peste cei care acolo va veni focul, ci în inima lui Dumnezeu, pentru că El te iubește cu iubire veșnică și mă iubește cu iubire veșnică. Primul motiv, deci, pentru ca să te îndrăgostești de Dumnezeu este că El are grijă
pe tine și pe mine. Numărul 2 este că Dumnezeu și-a demonstrat iubirea sa pentru noi. El nu este doar vorbă, teorie, ci El este și un Dumnezeu practic. Un Dumnezeu care ce vestește se împlinește. Spune undeva Isaia, care Dumnezeu este ca mine? Să fi rostit asemenea profeției de la ființarea Pământului și să se fi împlinit la milimetru. Spuneți-mi Domnul Nostradamus, Uile Abraham, ce proroci? Niciunul. Numai Dumnezeu poate să spună de la început, sfârșit. Pentru că numai El locuiește în afara timpului, dar El este și în timp. Asta e fals, că El locuiește în afara timpului. Este și în afara timpului și în timp. Numai El poate să vadă ce se va întâmpla cu tine și cu mine până la sfârșit. Dar El încă te iubește. Numărul 3. El te iubește așa cum ești. Așa cum tu nu meriți dragostea lui și cum eu nu merit. Am luat și eu un salut de la cineva, am văzut la un frate, că când îmi întreabă cineva ce mai faci, el spune mai bine decât merit. Și am fluierat pe momentul ăsta, că îmi plac vorbele astea. Îmi plac vorbele duhovnicești spirituale, sunt faine, știi? Și am preluat-o și eu. Și când m-am dus să mă întâlnesc, stau în picioare pentru instituția pe care o făcut-o Dumnezeu în ziua 6 pentru familie aici în Dublin, când au fost toți frații care au vrut să iasă și să stea în picioare pentru Dumnezeu, m-am dus și acolo și m-au întrebat niște frații, frate, ce nu ia, ce mai faci? Și eu de acolo am zis, mai bine decât merit. Wow! Deja ne-ai predicat. Știi? Dar zic, frate, am luat-o și eu de la altul din folclor. Dar îi de meditat. Îi de meditat că face mai bine decât merită. De azi înainte, nu vreau să spuneți așa, dar dacă vă întreabă cineva ce mai faceți, mai ales oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, spuneți, le fac mai bine decât merită. Binecuvântare adusă prin moartea lui Dumnezeu. Moartea lui Dumnezeu mi-a adus nouă binecuvântare. Ăsta este un motiv ca noi să ne îndrăgostim. Copiii de 13, 14, 15 ani, sunteți atenți aici? Da, foarte atenți, vă mulțumesc. Un alt motiv ca să te îndrăgostești de Dumnezeu este să-ți dai seama că Iisus Hristos a fost tratat așa cum tu și eu meritam să fim tratați. Înțelegeți ce înseamnă asta? Pentru ca noi să fim tratați așa cum El merita să fim, ca un împărat, ca un rege. El nu a contribuit cu nimic la păcatele noastre. Iar noi nu am contribuit cu nimic la pocăința Lui, la nevinovăția Lui, la sfințenia Lui, cu nimic. El, spune, știți de unde citesc în zilele mele? El ne-a dat viața care era a Lui. Ne-a dat viața care era a Lui. Pentru ca noi să nu mai rămânem în moarte care era a noastră. Noi toți meritam moartea. Un alt motiv ca să te îndrăgostești de Dumnezeu este... Mi-am notat aici. Este o meditație. Este să meditezi un moment la trei adevăruri simple. Numărul 1. Să zicem că ești condamnat la moarte pentru păcatele tale. Și nu poți plăti această pedeapsă fără pierderea vieții veșnice. Deoarece dacă tu mori pentru păcatele tale, trebuie să zic că tu vrei să mori pentru păcatele tale, tu nu poți învia pe tine însuți. Pentru că vei fi mort pentru vecinie. Deci tu nu mai poți să mai exiști pentru veșnicie. Adevărul este că noi toți datorăm ceea ce noi nu putem plăti. Dar vine un prieten, vine Iisus Hristos și spune, auzi omului, plătesc eu pentru tine plata păcatului, ceea ce eu nu pot plăti. Ca tu să trăiești veșnic. Să trăiești veșnic în 2016. Unde ați mai auzit voi că se poate trăi veșnic în 2016, în afară de biserică sau de Biblie? Este tot să moară. Să moare. Uitați-vă, spre exemplu, când venim la rugăciune aici. Sora a făcut cancer. Fratele a făcut cancer. Băiatul a făcut cancer. Bătrânul a făcut cancer. Toți au făcut cancer.
înseamnă cancer. Înseamnă moarte. Dar Dumnezeu vine și spune, tu chiar dacă vei muri de cancer, chiar dacă va veni o boală năprastică peste tine, tu poți să trăi veșnic. Pentru că eu, cel care te-am vrea, sunt veșnic. Și eu am putere să te învii de acolo, să te învii din mormântul în care te vor pune preoții, în care te vor pune familia. Eu am putere. Crezi asta? Și ține minte că dacă crezi asta, este imposibil să nu te îndrăgostești de unii. Unii se îndrăgostesc de alți oameni pentru că le dă un împrumut de, să zic, 5.000 de euro. Stai seama, omul ăla m-a ajutat la nevoie, mi-a dat 5.000. Îl iubesc, mai prietenul meu. Dar să vină cineva și să spună, îți dau nu 5.000 de euro. Îți dau viața veșnică. Deci nu se pune în balanță cu ceea ce trăim noi, viața veșnică. Vrei să fii prietenul meu? Să vină cei vei care și să spună, Ionuț, uite, eu am o grămadă de afaceri în România. Știu că tu acolo ne luam la Lucica împreună, am vreo 70 de firme. Ne-am spus să fie administratorul meu la firmele mele. Îți dau un salariu de 5.000 de euro pe săptămână și îți dau și liber sabatul când vrei tu. Ce zici? Ionuț, accepți? Dar vreau să fii prietenul meu. Ce zici? Îl iubești pe omul care îți face favoarea asta. Devine prietenul tău. Și Dumnezeu vine și spune ție, eu vreau să te fac partener cu mine. Vreau să te fac, vreau să te duc într-un loc unde, unde la mintea omului nu s-a suit, la ochii omului nu a ajuns. Și nici gura omenească nu poate să spună ce e acolo. Vrei? Mă mai gândesc. Nu știu. Dumnezeu stă timp să te gândești. Îmi dă și mie timp să mă gândesc? Aș să știi că dacă te îndrăgostești de El, de accepta tot ce îți dă El. Dacă mă îndrăgostesc de El, ce trebuie să fac eu până la urmă? Care este, dacă mă îndrăgostesc eu, ce trebuie să fac? Trebuie să stau toată ziua cu Biblia mea. Trebuie să mă duc să mă închin ca călugări și să stau undeva închis, să nu mai vorbesc cu oamenii. Hai să zic că mă îndrăgostesc. Am înțeles ce câștig. Dar ce trebuie să fac eu? Eu nu pot să spun ce trebuie să faci. Dacă te îndrăgostești de El, cum am spus, inima ta va fi una cu inima Lui și El îți va spune tot ce vei face. Spunea un tânăr, mie îmi place să mă duc la discotecă, la night club. Mama și tata nu mă lasă. Haide, de aștept să fac eu 17, să vezi eu cum mă duc eu singur. Păi lăs-o până acum, îi lăs-o să zic că ei și-o zice, dar să vezi că fac eu 17 ani, trag o băută, deci dau cu capul de pe să vezi ce mă îndrăgostesc. Mă, scuzați-mă, ce mă distrez eu. Și tânărul ăsta, am fost chemat la o evanghelizare, scurs de evanghelizare, dar specială pentru tine, pentru copii de ăștia, de la 12 ani. Și când pastorul, predicatorul acela, evanghelistul ăla, spunea mesajul, vină la Iisus, nu mai sta că timpul e scurt. Băiatul acesta și-a dat seama de neputințe lui, și-a dat seama de gunoiul care trăiește. Și-a dat poste de jos cu eroii lui din muzică. Blugii i-au schimbat. Ați văzut ce mod au făcut la blugi, nu? Eu numesc blugii ai rugăciunii pe genunchi. Când văd pe cineva cu blugi rupți în genunchi, i-am spus la familia mea, uite, sora aia vine la rugăciune. Și în aeroport erau plini de oameni care se rugau. Dați erau cu blugi rupți în genunchi. Bineînțeles, copiii noștri vor și ei ca așa. Arată lumea. Păi dacă toți au, noi să n-am ea. Păi, eu aș permite, de exemplu, la copiii mei să mă blugi rupți, dar după ce se ridică de la rugăciune. Deci să îi dau blugi lor normali și dacă se ridică, de pe genunchi și s-au rupt blugii, se-i poate. Dar dacă nu s-au rupt blugii la rugăciune, nu le permit. Atât dacă pot eu, până la o vârstă. Și copilul ăsta, de care vă spuneam, că o să se ducă el în naibă și să
să distreze și o să fumeze și o să fie că mama și tata mi-au dat voie să o întâlni cu Domnul Iisus Hristos. S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și el nu a mai ajuns să mai facă lucrurile astea. I-a spus cu mama și cu tata, îmi pare rău de ce vroiam să fac. Și acum am ajuns un misionar și merge pe străzi, nu aici, dar îi merge în altă parte, pe străzi, la nightclub-uri unde vrea el să se ducă și spune oamenilor despre Dumnezeu. Dacă eu mă îndrăgostesc de Dumnezeu și inima mea va fi una cu Iisus, atunci eu voi fi într-o familie, nu? Ce ziceți? Noi suntem o familie? Da. Suntem o familie. Dar familiile sunt de două feluri, unite și dezbinate. O familie suntem. Dar dacă suntem o familie unită, familia unită este o familie în care cei care o formează sunt întrăgostiți. O familie destinată este o familie care nu mai este îndrăgostit unul de altul. Este o familie în care se suportă unul de altul. Se numesc familie, sunt trecuți în registru, la primărie, ei sunt căsătoriți, au copii, au făcut doctoratul, copiii, ei sunt ok. În registru. Dar în realitate, ei nu sunt o familie. Acum, biserica noastră, noi trebuie să fim o familie. Noi trebuie să fim o familie unită, o familie alcătuită din oameni care sunt îndrăgostiți de Dumnezeu. Motive aveți și am să fim îndrăgostiți de Dumnezeu. Nu există motiv. Ceea ce ne poate bloca pe noi să nu fim îndrăgostiți de Dumnezeu este alegerea mea și a dumneavoastră. Alegerea mea și a dumneavoastră. Mesajul meu pentru astăzi este alegeți-vă pentru îndrăgostirea de Dumnezeu. Să vezi ce frumos o să fie. Alege Ciprian, eu să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. Să mă reîndrăgostesc de El. Când stau de vorbă cu niște frați și îmi spun cum sunt îndrăgostite de Dumnezeu, cum o căsut, cum plângeau, cum... Stau și mă gândesc cu spenicăină. Vă spun, când cineva se botează și vedeți bucuria la oamenii ăia care se botează, oamenii ăia sunt adevărat oameni. Sunt care se botează, dar poate din interes, nu știu, din vorbesc cu aici, dar majoritatea oamenilor care se botează în biserică, nu sunt oameni sinceri, oameni care îi iubesc pe Dumnezeu. E, oamenii ăia sunt cel mai îndrăgostiți de Dumnezeu. Pe când noi ceilalți care avem de chine, dar diferența este mare. Unindu-mă prin credință cu familia lui Dumnezeu, ce schimbare produce iubirea lui Dumnezeu în viața mea? Pune, te rog, 2 Corinteni 5 cu versetul 17. Pentru că cel care devine una cu Dumnezeu intră într-o familie și noi trebuie să-L primim ca biserică cum? Ca într-o familie? Dacă cineva, vedeți pe cineva aici, necunoscut în biserică, nu mergeți la dumneavoastră și spuneți, stai cu eu înțeleg. Trebuie să vorbim frumos, trebuie să zâmbim. Special cei pe care nu îi cunoaștem și a văzut prima dată în biserică. Pentru că arătăm că suntem o familie, fac parte din familia noastră. Prima mea experiență într-o biserică evanghelică nu a fost una, cum se spune, care să-mi placă. Am intrat acolo și cel care era cu ordinea, hai, intră că aici e casa Domnului, stai jos, frate. Nu știu că aici e casa Domnului, dar nu știu, cu Domnul al tău sau cui. Pe acolo m-am spus pe aici, cu ei, casa. Și da, nu i-a spus nimic, m-am pus jos. Vreau să spun că cu atitudinea de asta, noi nu arătăm că suntem îndrăgostiți de Dumnezeu. Chiar dacă avem funcția și avem responsabilitatea ca oamenii ei să stea jos sau să nu vorbească. Înțelegeți ce spun? 2 Corinteni 5, cu versetul 17.
Căci dacă este cineva în Iisus Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vezi, când te unești cu Iisus Hristos și intri în familia Lui, toate lucrurile cele vechi se duc. Ceea ce îmi plăcea mie înainte, începe să nu mai placă. Muzica pe care o ascultam înainte de a-L cunoaște pe Iisus, nu mai pun în urechile mele. Era o cântare, cred că cântă copiii, ai grijă, gură mică, ce vorbești, ai grijă, urechiușă, ce asculți, ai grijă, mână mică, ce lucrezi, ai grijă, piciorușe, unde mergi. Asta nu e cântare pentru copii. Asta e cântare pentru noi. Asta e o cântare pentru noi. Pentru că când eu și dumneavoastră ne naștem din nou, lucrurile noi se vor face vizibile în viața noastră. Apoi, poate te întreb, dacă mă îndrăgostesc de Iisus, voi fi într-adevăr eu mai fericit decât am fost eu în trecut? Nici nu ai fost fericit în trecut. Este doar o iluzie. Ai crezut că ești fericit? Sau am crezut că sunt fericit? Adevărata fericire este numai la Dumnezeu. Și chiar dacă a fost o fericire, eu vă spun că mi-am plăcut fotbalul și când începea campionatul mondial de 94 ani, 17 ani, legea nu era de de așteptam să ceapă. Începeau meciul, era în America, ce vom jucula pe noaptea. Stăteam dimineața până seara. Asta era bucuria mea, fericirea mea, dacă se termina meciul, asta fericirea mea expira. Da. Înțelegeți? Este o fericire. Dar este temporară, se duce. Sunt fericit, ascult muzica asta, joc jocul ăsta, mă duc la shopping. Fericirea asta trece. Să vezi cum trece imediat. Cum ți-o trecut banii din buzunar, cum ți-o trecut fericirea în shopping. Este o fericire care trece. Când vii la Dumnezeu, fericirea adevărată rămâne. Pot eu oare prin sforțările mele proprii să îndeplinesc toate cerințele pe care le vrea Cel de care m-am îndrăgostit eu? Este o întrebare greșită. Pentru că tu când te îndrăgostești de cineva, nu mai devine nicio sforțare, nu mai devine nicio povară ca tu să asculți de ceea ce spune Cel de care te-ai îndrăgostit, ci pentru tine este o plăcere. Când îi spune, iubișoara, tână mare de apă. Eu nici două. Pentru că ești îndrăgostit. Când îi spune, iubișoara, tână o cafea. Păi vezi ce scrie în manual de servicii. Știți ce vreau să spun. Îi aduci, o iubești, faci ce... Câteodată faci ce nu spune Dumnezeu pentru ea. Dacă ne iubești Dumnezeu, tu n-ai cum să nu faci ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Pentru soție poate faci, pentru copii poate faci. Dar lasă că e mic și el, că la tata, iubește tata. Să stea și el 4 ori pe tapet. Să se odihnească mintea lui. Călintește-te timpul. Face din dragoste pentru copiii noștri. Dar când vine vorba de relație cu Dumnezeu, vă spun că dacă îl îmbini, noi nu vom face ceva care să nu distra. Ci chiar dacă îl vom distra, ne vom distra și noi. Ne vom pune pe genunchi, ne vom cere iertare. Ascultare este răspunsul natural al iubirii din viața ta. A împlini dorința unei persoane pe care o iubești este o plăcere, nu o povară. Și spune în Psalmul 48, o profeție, David, vorbește Domnul Iisus prin gura lui David și spune: vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este înăuntru inimii mele. Cuvântul lui Dumnezeu, voia Lui, dorințele Lui pe care eu trebuie să le împlinesc, sunt în inima mea, scrise de degetul lui Dumnezeu. Foarte frumoase cuvinte spuse de David. Nu mai devine nicio sforțare. Vai, mi-a spus cu mătru meu, mă, dar tu, acum că te-ai botezat, te-ai pocăit, tu nu mai ai voie să mai bei, nu-i așa? Și eu atunci nu prea știam Scriptura. Și am zis, da, nu mai am voie să mai beau. Dar acum, vara asta, când mă duc, mă întâlnesc cu el. Și o să zic cu mătrii,
am studiat mai bine, am voie să vreau. Dar am ales să nu. Că nu vreau să trag consecințele, nu vreau să fac să sufere pe cel care m-a creat și care m-a răscumpărat. Eu nu dă voie să beau. Credeți că nu dă voie să beau? Te oprește Iisus Hristos să nu pui mâna pe pahar de bere? E tot ești încearcă acasă. Pune mâna pe pahar de bere și bagă în gură. Vin la mine și spui, Iisus Hristos m-a oprit. Aaa, că nu l-ai băut. Tu te-ai gândit că suferi pe Iisus, da? Pe Iisus Hristos nu-ți va da peste mână. El nu și-a băgat nasul în bere. Dacă tu ți-o faci, este alegerea ta. Iisus Hristos îți dă voie. Și îmi dă voie și mie. Dar voi trage consecințele. Spune acolo în Eclesiastul, du-te tinere pe cărările pe care le vrei tu. Fă ce vrei de dimineață până seara. Dar să știi că la urmă te va chema Dumnezeu unde? La judecată. Te va chema pentru toate ce ai ales. Pentru că, de fapt, ce e viața noastră? Este o alegere și o alegere și o alegere. Dumneavoastră, dimineața, ați ales să veniți aici. Pe unii, poate, au fost forțați să vină la biserică. Iar trebuie să merg la biserică, iar să am bat un astea jumătate, 10 jumătate, mai jucă, la 9 jumătate. Unii poate juca la 9 jumătate, după aia, trebuie să vină numai la 9 jumătate, alții vin la 10 jumătate. Unii vin la 12, numai la predică. Alții spune, uite, au venit numai la 12. A fost alegerea lui. Lăsați-i să meargă. Dumneavoastră alegeți. Dacă sunteți îndrăgostiți de Dumnezeu, veți fi aici la punct. De ce zic că veți fi aici la punct la biserică? Să mai întâmple. Să nu fii la punct. Dar vei fi un regular. Adică la noi la taxi se spune regular customers. Adică ăștia care sunt regulari, ăștia nu lipsesc. Sună la compania noastră. Deci sunt clienți fidei. Deci vei fi regulat la biserică, la timp, dacă îl iubești pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, spunea Albert Camus, să dărui totul, să sacrifici totul, fără speranța de răsplată, asta înseamnă iubire. Repet, să dăruiești totul, să sacrifici totul, fără speranță de răsplată, asta înseamnă iubire. Iisus Hristos te iubește chiar dacă tu nu-L iubești. Iisus Hristos te iubește chiar dacă tu nu-L vei iubi niciodată. El tot te iubește. El n-are voie de răsplată cu toate că-L doare inima. Și o să fie iată în inima Lui, pentru că tu și eu mă voi pierde când am răspuns la chemarea Lui. Mi-aduc aminte de cuvintele lui David cu Arafna, cred că în Ruta Arafna se dă un teren pe gratis să construiască ceva lui Dumnezeu în Samuel. Spune David lui Arafna, să aduc eu Domnului o jertfă și să nu mă coste nimica? Cum să fac eu ceva? Să iubesc pe Dumnezeu și să nu mă coste nimica? Trebuie să te coste. Plăcerile tale trebuie să te coste. Idolii tăi trebuie să te coste. Confortul tău trebuie să te coste. Indiferența este un preț de plătit. Mântuirea este gratis, dar nu este ieftină. Este o alegere de făcut. Nu este greu să fii la Iisus. Dar dacă nu ești dispus să ieși din indiferență, să ieși din confort, să ieși din preconcepțiile tale, atunci este greu. Să știți că noi, spunea un scriitor, noi nu am fost creați să murim. La fel cum un avion cu reacție n-a fost creat să se prăbușească, ci noi toți am fost creați să trăim veșnic. Noi am fost creați cu un scop. Să fim iubiți, să ne dăm seama de iubirea asta, și să răsplătim iubirea asta la loc cu iubire. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Mesajul meu se încheie aici. Cum sfat. Haideți să-L alegem ca biserică de Dumnezeu, să ne îndrăgostim de El și mâine poate vom auzi prin stânga, prin dreapta, că este ziua îndrăgostiților. Poate veți pierde cuvintele mele, că memoria nu este scurtă. Gura este lungă, dar memoria este scurtă și eu voi uita ce v-am spus.
Dar să știți că Dumnezeu vrea să vă îndrăgostiți de El. Când mergeți acasă, nu trebuie acum să meditați la cuvintele astea. Poate mâine, poate poimâine. Meditația trebuie și veți vedea că se merită. Se merită să plătești prețul. Se merită să pui în balanță dragostea lui Dumnezeu și plăcerile tale și ai să vezi că este mai bine cu Dumnezeu. Domnul Iisus să ne binecuvânteze.